și reprezentanții Partidului Forța Dreptei s-au alăturat românilor care l-au comemorat pe Crăișorul Munților duminică în Panteonul Moților. Pentru mine nu este ceva nou, pentru că cei peste 20 de ani pe care, ultimii 20 de ani pe care i-am în politică în calitate de primar, iar mai apoi de deputat, m-au făcut și m-au determinat să cunosc mai bine, mult mai bine istoria și trecutul pentru a ne merita până la urmă viitorul. Am fost aici, dacă bine mi-aduc aminte, ultimii 20 de ani, 22 de ani, an de an. Vin cu aceeași bucurie, dar nu pot să nu constat și să nu mă cuprindă sincer o tristețe, să văd că parcă în fiecare an Panteonul Moților, locul sacru al românilor, este din ce în ce mai politizat. Astăzi se împlinesc 151 de ani de la trecerea în neființă a Crăișorului Munților, iar noi an de an am venit la Țevea pentru a-i păstra vie memoria, pentru a le povesti copiilor și nepoților noștri ceea ce a făcut Avram Iancu și cât de mult a însemnat el pentru noi ca lume. Avea politicieni din zilele noastre care să aibă măcar așa, nu știu, 20-30% din tot acel elan pe care Avram Iancu l-a avut? Bineînțeles că sunt politicieni care au aplombul lui. Trebuie să știe și telespectatorii dumneavoastră, pentru că nu toți politicienii sunt la fel. Trebuie să uite bine, să se informeze bine despre fiecare politician în parte și să nu meargă la vot, să nu susțină un partid mânat doar de, nu știu, de vecini sau forțat de șef sau de alte împrejurări. Să gândească cu mintea lor, să analizeze, să vadă ce tip de politică fac colegii mei, care sunt părerea mea și părerea multora dintre votanții și susținătorii noștri, că suntem altfel, suntem diferiți, suntem mai buni. Credem că asta e menirea noastră, să fim mai buni și să ajutăm oamenii și susținătorii noștri.